Aproape 150 de persoane private de libertate din penitenciarul pentru minori și tineri Bacău au realizat lucruri minunate ce au făcut obiectul unei expoziții organizate la sediul instituției. Au făcut felicitări folosind tehnica quilling, au croșetat hăinuțe pentru copii și au pictat icoane pe lemn. Aceste din urmă lucrări poartă semnătura lui Vasile Moscu, care și-a descoperit acest talent în spatele gratiilor. Am avut 5 ani de când pictez cu ajutorul doamna Lorena Wolf printr-un program de terapie prin artă. Am început să pictez, eu sculptam, dar aici nu am avut posibilitatea să sculptez. Și am început să pictez, să desenez. De atunci, de vreo 5 ani de zile. Cam câte icoane ați făcut? Multe, nu le mai țin minte numărul. Am avut mai multe expoziții și pe la mall și la muzeul de artă, nu știu, mai multe. Aici. Vă ia mult timp? Mi-a, pentru că eu și muncesc aici în penitenciară, sunt instalator și nu mai sunt și duminica când am timp o să pictez. Expoziția face parte dintr-un program de art-terapie care se derulează la nivelul unității. Disciplinare cu educatorii de pe secție în cadrul unei activități de terapie ocupațională, de fapt art-terapie. Exponatele sunt lucrate pe tehnica de quilling și picturi pe coașă de copac și pe lemn. Au participat un număr de aproximativ 150 de persoane private de libertate, minori, tineri și femei, persoane care sunt custodiate în penitenciarul nostru. Ce veți face cu toate aceste? Aceste lucrări vor fi trimise la Administrația Națională a Penitenciarilor, o parte din ele, o parte vor fi donate la Centrul de Bătrâni și colaboratorilor care ne-au sprijinit, Fundația Stânca Veacului și cei doi psihologi voluntari. Am făcut câteva felicitări acestei icoane frumoase și câteva tablouri făcute de Moscu Vasile, care e mai veche pe aici, pe la noi, și care a învățat aici tehnica asta a picturii. Bine, cu siguranță el a avut acest talent, numai l-a descoperit aici la noi. Și de împletit, uitați acolo, niște lucruri de mână pentru copilași. Următoarea expoziție va avea loc la Muzeul Iulian Antonescu pe 13 noiembrie.